Da? Să, cum ziceam, două flanșe, un bolt, o piuliță, merg pe repede înainte, aveți și înregistrarea, să vă uitați după aceea. Part design, da? Part, desenăm flanșa. O să aleg metoda de desenare cu vedere în secțiune și revoluție, da? Aici. Am dat să ne creeze un nou part. Ok. Alegem un plan. Uite, eu vreau de data asta să aleg planul ZX. Da? La, pentru flanșe. Și îi dau sketch. Da? Nu. Scuze. Am zis că facem cu secțiune, deci nu luăm ZX-ul. O să iau YZ-ul. Da? Din lateral. Mă uit la planșe din lateral, da? La planșe din lateral. Da? Și cum am zis, începem o dată, nu? Ne facem linia de axă, da? Da? Asta este linia de construcție, da? După care îmi desenez, folosind comanda Profile, îmi desenez profilul, da? Vreau de asemenea să plece de pe linia asta, da? Fie o flanșă simplă, dreaptă încoace, în sus. Da? Mă duc așa. O să am o creștere așa înclinată. Mă duc chiar până aproape de aici. După care mă duc mai sus. Pe aceeași linie cu ăsta și îl închid. Da? Da, am terminat cu... Da? Am terminat cu... Acum încep să îmi cotez flanșa, da? Dublu click, da, pe cote ca să rămână active. Și încep cu cota de gabarit, cea mai mare. O să fac de 250. 250, da? Și mă mai interesează cota asta de aici până aici, da? Adică deschiderea 250. Da? O să mă duc la 250 cu 250 în sus, da? Acum, asta o să o vreau, deci grosimea interioară a flanșei vreau să fie de 20, da? Distanța de aici până aici vreau să fie de 50 în cap. Da? Grosimea asta de aici până aici. Asta ar trebui să-mi dea din calcule, da? Că nu știu cât de rezistentă e, dar o să o iau de 40 acum. Bine, cât de ușoară, cât de sub, da, ușoară vreau să fac. Ăsta îl fac de 90 în cap. Da? Cotele nu sunt importante, ați văzut că putem intra oricând și modifica cotele, da? Eu încerc să le pun cât mai 70, da? Am pus 20, ne mai interesează distanța de la axa asta la axa asta, deci diametrul asta o să fie tot de 20, de 30, hai să-l facem, da? Și s-a înverzit, da? Ies din cote, e verde tot, da? Ieșim afară din sketch după ce l-am înverzit, da? Și am zis că facem cu shaft, da? Comanda shaft. Shaft. 360 de grade. Ok. Da? Ne-a ieșit. Nu contează. Pune-i, poți să le dai cum sunt, da?
Ne interesează momentan, ăsta o să vedem mărimile, dacă vrei, când îi facem desenul de execuție, da? Și acum, da? O să selectez, o să rotez un pic, să fac pe mine, da? Sau nu, o să rotez așa, o să mă duc pe planul ăsta. O să-i dau un nou sketch și selectez planul ca plan fața asta, da? O să mă duc de aici. Deci selectez fața și dau sketch. Facem așa. Da? Ca să facem ce... Da. Aici desenăm un dreptunghi. Da? Ne interesează distanța de la axa asta din centru la dreptunghi. Da? Și atâta ne interesează aici. Da, să fie de 200 în cap. Da? Ne interesează ca ăsta... Ne mai interesează ăsta cu ăsta și cu ăsta, da? Ca să vedem și o constrângere geometrică, să fie simetrie, da? Adică să fie simetrice între ele. Facem teșitura, da? Da? Și ne mai interesează să fim siguri că depășește diametrul, da, acestei piese. Da, deci trebuie să fie, hai să fim, băgăm 40 ca să fim siguri că depășește. Ce am făcut? 40, hai să vedem, 100, da? Mai mult. 400, ia. Da? Așa să că depășește marginile, da? Nu mă interesează ca partea cealaltă să fie fixată, mă interesează numai asta care mă interesează de distanța de aici și dau un pocket. Da? Dau pocket. Îi zicem up to last, da? Mă duc încolo, da? Și acum vedem că ne taie. Dacă îi dau preview, mi-a decupat din ea, da? Îi dau OK. Acum, dacă vreau să mai fac încă o dată treaba asta în cealaltă parte. Puteam ori să-i dau mirror în sketch, da? Să fac în sketch cu mirror de sketch, sau îi dau mirror 3D, de selectez pocket-ul, da? Mă duc aici în arborescență, selectez pocket-ul, îi dau mirror, da? Și pentru că am creat simetric, îi dau față de plan. De planul YZ. Da, i-am dat față de plan și vedem că în momentul ăsta mă duce în partea ailantă și o să văd pocket-ul. Da, uite. Mi l-a făcut. Da? Deci am luat tăietura din stânga și am pus-o și în dreapta. Da? Acum am zis că trebuie să punem și niște găuri, da? O să iau comanda Hole și o să desenez pe partea asta. OK. Mă duc în sketch-ul de poziționare, da? Da? Hole-ului. Și o să vreau, să vedem, vreau ca gaura asta, da, să fie poziționată pe un cerc, da? Și atunci o să-mi desenez, mă duc în referință, da? Îmi desenez un cerc în centru, dacă mă lasă să intru în centru. M-am lăsat, da? Mă duc că vreau ca ele să fie coincidente, da? Le-am dat coincidență. Și acum că îi dau dimensiunea lui ăsta, da? Vreau să fie pe
300 diametru. Cum ar trebui să facă și, da, ai mai mic, să mă duc la 250. Bun, 300, lasă așa, 300, da? Ok. O să mai vreau, da? E, uite că cercul ăsta nu e fixat în centru. Și atunci ce fac? Îi dau... Hai să căutăm centrul cercului. Cercul. Așa. O să-i dau ca cercul ăsta care l-am desenat eu și cu cercul ăsta de aici, da? O să-i dau o constrângere geometrică. Ce constrângere îi dau? Concentricitate, da? În momentul ăsta, hai să șterg ăsta aici, nu, ăsta, primul, delete, da? În momentul ăsta am făcut o concentrică. Mai dau ăsta cu ăsta, să mut gaura pe cercul ăla, o să-i dau coincidență, da? În momentul ăsta, dacă vreau să mușc, să mut asta, nu pot. Da, deci centru gaură, centru gaură și intră pe centru. Vedeți, dacă s-o mut, da, iese, se mută, nu. Hai să-i dau să-mi o vadă din față. Planul ăsta. Nu. Planul ăsta. Așa. Am să vedem cum poziționez asta să fie verticală. Deci selectez asta și cu planul ăsta. Da? Și le dau să fie coincidente din nou. Da? În momentul ăsta am fixat, da, gaura să fie în planul YZ. Da? Ies din sketch-ul găurii, da? Și acum, hai să vedem, ce gaură punem? O să-i zicem că este up to last, da, încolo, da? O să vreau să fie filetată, da? Da, zic că este filetată, tip metric, da? Up to plane, zic până unde să fie, stai să rotesc. Să fie până aici, da? Deci am zis până la ce plan să fie filetat, adică până în capăt, da? Nu cu dimensiune. Vreau să fie metric 20 cu pas de 1.5, da? File de dreapta, da? Counter, nu. Nu facem countersink, normal, ok, preview. Vreți mai mare, totuși hai să-l facem mai mare, de 30 cu 2, preview, da, parcă arată mai bine acum așa. Ok, da, am făcut gaură. Acum, dacă vreau să multiplic gaură asta, selectez hole, da, și ne ducem pe circular pattern. Da? Din nou, trebuie să selectăm un element de referință. Da? O să-i selectez cercul ăsta, tot ăsta care l-am selectat și acolo. Da? Ok. Mi-a zis către stânga. Acum, câte vreau să pun? O să pun 6, să vedem dacă punem 6. Și mă întreabă spațiul dintre ele, da? Sau crown de finință, un cerc. Așa. Și vreau să fie 60 de grade între ele, da? Da, în momentul ăsta sunt simetrice, da? Ok. Și am făcut toate cele 6 găuri, da? În momentul ăsta, teoretic, am terminat flanșa, da?
Vreți să mai facem ceva? Ăsta aici, unde e sub mirror, da? Avem circular pattern, da? Acum salvăm. Trebuie să salvăm, da? Îi zicem flanșă. Flanșă, da? Hai să facem acum pinul care trece prin ea. Mai țineți minte ce lățime a avut aici? Nu mai știu lățimea, așa că o să mă duc în sketch. Și 40, da? Și atunci 40 cu 40, șaftul meu trebuie să fie neapărat de lungimea de 80 cu 30, da? Ieșim. Dăm start. Din nou. Din nou part, da? De data asta îi zicem pin, da? Ok. Ăsta o să-l fac prin altă metodă. Da, selectez planul ZX. Și vedem dacă are hexagon. Are hexagon, da? Desenăm un hexagon. Centru. Da. Ok. Mi-a desenat un hexagon. Hai să vedem, să-i dăm și o cotă. Deci distanța de aici și aici. Uite, cotăm cercul ăsta, da, în care este înscris. Așa, trebuie să fie mai mare, am zis că 30, 60, 180 e prea mare, deci trebuie să fie 2D, 120, 160 trebuie să fie. Da? Deci de, cam de două ori diametru trebuie să fie. Hexagon, diametrul șurubului. Da? Cam așa e, hexagonul din capătul șurubului trebuie să fie cam de două ori diametru, da? 2D. Și cum D-ul e de 30, da? 2D e de 60 hexagonul, da? Da? Ăsta-i fac un pad, da? Tot un... Hai să facem un 40. Da? Ok. Acum mai selectez fața asta. Îi dau sketch. Și desenez un cerc în centru. Da? 40, da. La 40 l-am făcut. Îi dăm cotă. Da. Am zis că diametrul trebuie să fie de 30 în cap, da? Da, ieșim din sketcher. De 30, dacă de atâta era, am făcut filetul. Și dăm extrude, da? Sau pad definition. Și am zis 40, 80. Deci aveam grosimea de 40, 80. Ori 3, hai să ne ducem la 120, nu, că mai trebuie să pun și piulița, 220, da? Ok. Și am făcut primul bulon, da? Parcă pentru lungime e cam mic hexagonul ăla, nu pentru lungimea pe care o are. Hai să edităm hexagonul, să-l facem mai mare. Da, deci mă duc și modific. Asta e partea frumoasă, pot modifica oricând. Hai să-l facem de 120.
Ieșim și acum ar trebui să se regenereze desenul, da? Vedeți că îmi dă cu roșu, s-a regenerat, da? Parcă, sau prea mare de data asta. Îl facem mai mic, nu prea e echilibrat. 1,2. Cam așa, cam 90, da. Cam 90. Ok. Ieșim din nou. Astea oricum le luăm din stați, da? Așa arată mai ok, da? Ok? Hai să-i dăm, că nu ne-am, cu ăstea nu ne-am, un chamfer, da? Cu ăstea nu ne-am jucat, da? Deci selectăm comanda de chamfer și teșim capătul filetului, da? Selectăm suprafața și dăm 45 de grade, 5 mm. Ia să dăm preview. Ok. Bună ziua! Haideți să dăm un chamfer și în capăt aici, da? Selectăm suprafața, chamfer, tot 5, preview, ok, da? Deci l-am rotunjit, da? Chamferul face un de 95, dar haideți să vedem, să ștergem pe ăsta și să-l facem altfel, să-l facem, nu chamfer, să-l facem filet, da? Selectez suprafața. Hai mă rotește, așa. De 5, preview. Da? Și vedem că arată. Da, acum l-am făcut rotunjit, da? Unul l-am făcut rotunjit, filet. Unul l-am făcut cu chamfer, da? Ok. Salvăm, da? Deci am două desene. Ne mai trebuie piulița, da? File. Star Mechanical Design, Part Design. Piuliță. Ok. Acum facem numai hexagon. Da? Selectăm planul, sketch, hexagon, centrat, da. Constrângeri, cuilul ăsta, da. L-am făcut de 90, ok, da. Am terminat. Pad 40. Da. Am terminat, da. Și acum în planul ăsta mă duc și poziționez un hol. Da, mă duc în sketch. Sketch-ul la gaură și o să-i zic că ăsta, hai să-l mut un pic de aici și cu, dacă mă lasă să selectez centru, nu, să zic că pe ăsta și pe ăsta, ia să mă lasă să dau pentru amândouă, nu, hai să-i dăm așa, deci ăsta și cu ăsta sunt coincidente, da? Și mai zic că ăsta și cu ăsta sunt coincidente, da? Și în momentul ăsta mi l-am mutat în, exact în centrul axelor, da? Ies din sketch, am poziționat unde e gaura. Deci o facem filetată, da? Threaded.
type metric, ok, metric 3.10 era cu 2, da, up to plane, unde până aici, până în capă, da? Așa, reverse direction. Da? Preview. Ok, am făcut și Iulița, o salvăm. Hai să le facem și desenele de execuție, nu? Start. Drafting. Da? O să-i dau toate cele 6. Ok. Da, mă interesează o secțiune, da? Ca să văd că este filetată și am vedere cu secțiune, da? Vreau să treacă pe aici. Și până aici, da? Și direcția în care vreau să o pun. Ce mi-am făcut, mă? Am făcut o vază. Deci, selectăm vederea întâi. Îmi cer scuze, da? Deci, întâi selectăm vederea. Îi dăm secțiune cu vedere, da? Acum, desenăm. Și acum ne întreabă unde dorim să o punem, da? O punem jos. Da. Nu se vede că este filet, da? Pentru că trebuie să edităm proprietățile, da? Da? Dorim să se vadă liniile ascunse, liniile centrului și thread, da? Apply. Da? Și acum se vede că este filet. Da? Măresc un pic. Și dacă măresc, vedem filetul, da? Interior. Da? Ok. Primul. Ne ducem la pin. Îi creăm și lui desen de execuție. Lui nu-i mai fac secțiune, da? Că nu e găurit pe interior ca să am ce să arăt, da? Da, mi-a pus cele trei vederi. Dar nu mi se încadrează în... foaie. Ce mi-a făcut asta?
Da? Dau property special și mă duc pe A0. Deschim dimensiunea. Da? Și acum pot deplasa. Să se încadreze, da? Da, deci mă duc pe sheet. Clic dreapta Properties. Imediat. Da? Ca să bag indicator, dau clic dreapta, dau dublu clic pe sheet. Dau activate sheet. Insert object. Da? Mă duc în sheet background de la file. Da? Deci comut de pe foaia activă în background-ul foii. Așteptăm să gândească. Așa, și acum insert frame and title block. Îi dăm create, da? Că nu avem unul, da? Sunt mai multe tipuri, da? Îl lăsăm pe cel implicit, dăm OK. Aici ne putem crea noi un propriu, un propriu model de indicator. Da? Mă duc să-l editez. Da? Exemplu, aici dăm dublu clic și scriem unit BV. Da? Desenat de da. După ce am terminat de editat, da, mă duc iarăși în file, în edit, pardon, și mă duc în working view. Da? Deci trec din background înapoi în vedere și în momentul ăsta am indicatorul, dar nu mai este editabil. Da? Deci ca să pot edita indicatorul și să inserez indicator, trebuie să mă duc din foaie în background-ul foii. Da? Acum nu mai pot edita. Da? De asemenea, pot să pun și cotele. Tehnologice sau avem o opțiune de autocotare. Da? Dacă nu apare asta, pot să vin oricând să-i zic aici, da, de exemplu, de aici, aici, da? Și să-mi pună cota. Da? Modifici foaia. Dacă vrei să modifici scara, te duci tot aici, pe Sheet, Properties, de unde ai modificat desenul, vedeți, aici ai scara.
Da? Deci poți să modifici dimensiunea foii sau să zici 2 la 1. Sau 1 la 2. Da? Mă l-am micșorat, da? Da, de aici se inserează dimensiunile. Da, putem edita oricare dintre vedere, trebuie doar să dăm click să activăm o vedere sau pe cealaltă, da? Și cu comanda asta îi dăm generate dimension și el ne pune automat, da? Pentru pin, ok. Da, cu acest generate dimension. Și el ne-a pus cotele, da? Noi aici le putem edita. Da? El a pus prea înghesuit acolo, mă duc ăsta mai așa. Bineînțeles că nu pune cotele care trebuie și cum trebuie, dar noi ni le putem după aceea edita. Adică e un punct de plecare după care punem noi manual cotele, da? Așa. Ok. Trecem și la ultimul, la flanșe. Da, dăm din nou start, mechanical design, drafting. Da. Pot să mă duc pe toate vederile, pe trei vederi. Da, o să merg de data asta pe trei vederi, să vedeți. Da, aici pot să dau să modific. Pot să-mi aleg din start tipul, dacă e ISO sau nu, a 2, a 0, da? Scara, da, landscape sau portret, da? Deci înainte să generez, pot și după ce generez. Deci nu se încadrează în indicator, da? În chenar, mă duc proprietăți, fac mai mare sau îl fac mai mic și desenul, o să iau o foaie mai mare, mă duc pe una 1, da? Mă duc pe una 1 și fac un 1 la 3, da? Apply, ok, da? Acum ar trebui să mi se încadreze. Ca să modific dintr-o vedere în alta, selectez vederea ca să o fac activă, să o pot muta, da? Dublu click. Da, hai să inserăm și indicator, da? Edit, sheet background. Da, ca să vă mai arăt o dată. Da, sau de aici. Frame and title block, de data asta. Create. Pot să am unul al meu creat și salvat. Da, îl pot edita și îl pot salva aici, da? Apply. Da, ok. Working view. Da? Haideți să facem și o secțiune. Da?
Nu se vede filetul, ne ducem la proprietăți. Da? De data asta proprietăți dau pe o vedere, da? Și dau să vadă axele, thread și astea, ok. Ok. Și acum văd, da, și filetele și tot. Da, trebuie să măresc un pic ca să pot să văd filetele, da? Hai să-i punem și cotele. Da, vedeți că mi-a pus cotele, da? Un punct de plecare, după care mă apuc și editez eu cotele, da? Le repoziționez, șterg ce nu-mi trebuie, da? Și am cam terminat cu drafting-ul. Haideți să creăm acum un assembly. Da? Și am adăugat un assembly. Cum fac acum? Insert. New component. Da? După care mă duc în flanșe. Da? Că el așteaptă să-i dau un element, da? Deci comut pe flanșe și selectez flanșa. Insert new component. De ce nu vreau să insereze? Oare am pornit assembly? Assembly am pornit. Ai part. Select a component. Mă duc pe flanșe. Și să selectăm un obiect. Part body. Am selectat. Enter. Și hai să facem cu metoda drag-and-drop atunci, dacă nu vrea așa. Ne ducem unde am salvat. Adică am eu eroare la softul ăsta. În documents. Și avem flanșe.
Ok. Ceva nu... Hai să-i dau close all. Cred că n-am salvat drafturile. Haideți să salvăm drawing-urile și să le închidem. Cred că de-aia nu merge. File. Închid. Da, și acum m-ai liberat din memorie. Hai să selectez Hard Body, Assembly Design. Hai să te închid. Și să ne inserăm cu drag and drop, pentru că altfel nu vrea. Să le închid pe toate. Practic trebuia să dă, la voi poate să meargă, trebuia să dați acolo și când selectați trebuia să vi-l insereze, da? În asta. Ok, facem cu drag and drop, nu-i problemă. Deci introducem flanșe. Ce se întâmplă? De ce nu mi-l inserează? Assembly Design.
Select an object. Planșă. Da, nu știu ce se întâmplă, de ce mi-l bagă. A, trebuie să meargă și cu new component. Și cu drag and drop. Nu, deci am copy instance. Îl mai inserăm o dată. Insert. Uite că nu mă mai lasă acum să-l inserez. Da, o mai inserăm o dată. Stai un pic să mai mutăm din ăsta de pe aici aia. Thank you.
deschis pinul, dar nu mi l-a băgat aici. Ori că n-am testat dacă merge sau nu. Înainte. Și l-am selectat, da. Nu am problemă, da. Tot așa am dat în selectul, dar am dat în nu, nu mă lasă. Există un component. Aia nu e problemă, da. Uite, vezi, mie nu-mi dă, nu-mi dă ăsta de insert. Ceva nu, nu mi-e în regulă aici. Hai să încercăm așa. Insert. New component.
Așa. Insert, existing component, tot în product one. Băgăm din nou flanșa. Hai să încercăm așa. Și dacă erau deschise, trebuia să mă lase să le selectez ca și part. Da? Nu. Imediat. Da? Deci le-am inserat. Insert, hai să inserăm pinul. Existing component. Pinul, da, insert. Da, insert existing component și inserăm și fiulița, da? Ok, să zicem că am inserat toate cele patru. Acum, ca să putem să le mutăm, da? Așa. Vedeți această mânuță, Manipulation, da? Dăm click pe ea, da? Deci Manipulation, da? Și acum ne lasă, uite, selectăm pe ăsta. Și să-l mutăm după Y. Da? Pe ăsta lant îl duc mai încoace. Selectăm partul 2. Îl mutăm tot după Y. Partul 1 atunci. Selectăm part 1, îi dăm iarăși manipulare, iar după Y îl mut mai încolo, da? Selectăm pinul, după Z, da? Și le am acum pe toate separate, da? Da, am dat cancel. Da? Pinul mod după Z și fiulița o mut în jos, da? Ok. Acum, dacă vreau să le constrâng, da? Da? Deci ăsta e pentru deplasări. Și acum aici, sus, da, pe meniu ăsta, da, îi zice Constraints, da, eu care mi l-am pus aici sus, da. Hai să mi-l pun și pe ăsta sus, că astea sunt importante, da. Ăsta pot să mi-l duc jos aici, că nu mă dau. Da, deci astea sunt cele două meniuri care mă interesează, da. Deci constrângeri și deplasări. Am constrângeri de coincidență, constrângeri de suprafață, da. Îi dau de contact. Deselectez o piesă. O față, de exemplu, de la o piesă. Deselectez. Deselectez fața asta. Îi dau contact. Da? Și avem constrângere, da?
Îi dau update. Și mi l-a pus. Da? Acum dacă mă duc să încerc să-l depasez, da? Uite, să-i dau după Z, pe ăsta, pot să-l trag dreapta, da? Pot să-l mut după X, da? Dar nu mai pot să-l mut după Y. Lasă să-l dau OK. Când îi dau din nou să-l regenereze, el... Da, dar se mută în același plan, da? Acum o să-i mai dau, uite, fața asta și cu fața asta o să zic că sunt coincidente. Da? Deci acum i-am pus una de contact, una de coincidență, dacă vreau să-l mut acum pe ăsta. Eu zic să-l tragem în jurul lui Y. Pot. În jurul lui X. Pot. Și în jurul Z. Nu mai pot decât sus. Și o să-i mai dăm o coincidență. O să zicem așa, coincidență între cine? Între axul ăsta, da? Și axul ăsta. Dar centrele lor sunt coincidente. Și acum sunt fixate, da? Da? Acum, o să-i mai zicem că suprafața asta și cu suprafața asta de aici, din interior, da, sunt coincidente. Da? Și atunci când îi dau, deci coincidență între ăsta și ăsta, îi dau update. Da? L-a aliniat. Da? De asemenea, coincidență între ăsta și al lui. Da, mă, tu n-ai? Hai că trebuie să-l vadă și el ăsta. Și ăsta. OK. Da, acum mi l-au pus aici, da? Ideea e că hai să-l deplasăm pe ăsta un pic. După Y, da? Așa. Acum o să mai vreau fața asta. De aici, contact între cine? Între asta și asta, da, de aici. Îi dăm update, da? Și mai am contact între fața asta și fața asta. OK, update. Da, și acum este asamblat, da?
copy instance. Da, hai să vedem acum.
Da, și va trebui să băgați pentru fiecare piesă acum File Save as Assembly. Dăm centrare. Nu. Ăsta e modulul de assembly. Acum de aici după aia se pot face animații, se pot face mai multe. Dar astea sunt pentru altă oră. Da? Deci am făcut desen, am inserat piese.